Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ce ar dori ei să vă transmită în această perioadă. Dacă nu comunicați, cu atât mai mult aveți nevoie și voi de niște mesaje. Dacă totuși comunicați, dar mai puțin, iar aveți nevoie de mesaje pentru că aveți întrebări. Dacă aveți o comunicare normală și simțiți că sunt niște lucruri care apasă sau pe care le țin oarecum deoparte, nu le împărtășesc cu voi, probabil că aveți o curiozitate, oare totuși ce ar vrea să spună sau ce ar fi vrut să spună, eu știu cu ce ocazie. Aveți de ales. Aici am niște sclipici care, în momentul în care mișcă lumânarea, în momentul în care fac eliberările și curățările, mai pică de aia. Tot încerc să le aranjez. Îmi place sclipiciul ăsta, dar totuși, nu știu ce am. Aveți de ales între 1, 2 și 3. Acum să vă arăt mai bine. Deci aceasta este 1. Pe ce sistem vă alegeți voi cărțile? Voi știți. Pe chestiune care ține de apă, de planete, de forme, de stări, de cuvinte. Luna. Și soarele. Am vrut să pun inele, am vrut să pun pietre. Până la urmă am simțit ghidaj să aleg trei imagini din setul de cărți pe care l-am făcut. Da? Trei imagini. Am vrut cărți normale. Vă puneți pauză și vă alegeți, da? Eu o să pun deoparte cărțile și încep cu numărul 1. Cei care ați ales invocare, da? Ce simt? Simt că îi atrageți. Dacă voi sunteți doamnelor aici, îi atrageți într-un mod foarte puternic. Și în ce sens? În primul și în primul rând emoțional. Stările lor emoționale devin din ce în ce mai intense, ca niște valuri care se ridică, se ridică, ca un tsunami. Interesant. Probabil că e și o distanță cu această corabie. Evident că sunt și sinastria care vă permite, într-un fel sau altul, să comunicați telepatic, să vă atrageți, există atracție. Dar voi, doamnelor, vă dați seama, nu vă dați seama, îi atrageți și, repet, nu doar din punct de vedere sexual, clar există cu elementele pe care le văd, există atracție fizică, dar în primul rând este emoțională. În primul rând este emoțională atracția. Și probabil că trebuie să facă o călătorie și ajutați cu această. Așa simt ei. Așa simt ei. Și asta v-ar transmite. Că îi ajutați să călătorească pe aceste valuri ale vieții, valurile, stările lor emoționale în această perioadă. Îi ajutați și îi chemați într-un loc oarecum sigur, într-un cerc în care se pot așeza altfel. Și afară de atracția pe care și chemarea pe care o simt dinspre voi, conștientă sau inconștientă sau subconștientă, există și simt într-un fel sau altul că și Universul, planetele astea așa așezate, simt că Universul v-a adus cu un scop împreună. Haideți să vedem. Am trei seturi de cărți. Interesant, la capătul setului de cărți, Soarele, Diavolul și, wow, Marea Preoteasă, Bucurie, Soarele. Ia uite, 10 de fai, 10 de cupe, 4 de băte și soarele. Da, se bucură în preajma voastră. Se bucură, își doresc o relație, își doresc să se întâlnească cu voi și să simtă copilul divin. Aici, ce ar mai vrea să zică? Ar vrea să zică, dacă au venit încet, își doresc foarte mult să vină cât mai repede și să exprime starea de intoxicare cu soarele și cu 10 de cupe, așa simt cu diavolul. E o stare obsesivă de intoxicare emoțională, de aia sunt și valurile acestea din ce în ce mai mari. La capătul setului acesta avem ce aveți? Aveți spânzuratul, o, Phoenix. După o perioadă de 4 de cupe, de tristețe, de lacrimi, încep să se transforme, au început să se transforme, poate și datorită vouă sau, dacă nu, voi știți. Și această transformare a necesitat o întârziere, spânzuratul, a unor evenimente, a unor întâlniri, poate și comunicarea. Întârziere care totuși se încheie cu această moarte și moartea iar amplifică noțiunea de transformare, da? Judecata, Phoenixul. Lucruri pe care voi poate nu le știți. Sunt ascunse, Marea Preoteasă. Sunt ascunse. Vouă.
Pe de o parte, voi cu această capacitate de a atrage, seamănă oarecum și aici personajul cu o mare preoteasă într-un ritual, da? De, nu știu, atracție, de dragoste, de evenimente, de situații. Voi îi, prin această atracție, le provocați transformarea despre care am vorbit. Am zis, trei seturi de cărți pentru trei subiecte pe care ar vrea să le împărtășească cu voi. O dată. De două ori. Uf, nu, nu vreau o carte. Dar clar își doresc, iau, da, vor să comunice. Vor să comunice emoțional, da, și să vă împărtășească emoțiile și să spună cât de fericiți sunt, îi faceți fericiți, drăguți. Îmi place. Da, mai încerc o dată, o dată. Da, chiar vor să vorbesc de două ori. De trei ori. Șase, ia uite, călătoria, da? Călătoria valurile, șase de spade. Ia uite și transformarea despre care am vorbit. Încă un subiect. O dată, de două ori. Ups! Chiar vrea. Îi apasă o situație, probabil că au multe, multe responsabilități, dar pe de altă parte și emoțiile pe care le provocați sunt din ce în ce mai intense. Dar totuși, vreau, una, două, trei. Regina de cupe, ce frumos! Și regele de bâte, măi, măi! Încă un subiect, o dată, de două ori, numărul 1, ce vrea să împărtășească, de trei ori, patru de spade, la capătul setului de cărți, șase de spade, de două ori șase de spade. Da. Sunt conștienți că trebuie să facă un drum către voi și să comunice această dragoste, aceste emoții, pentru că se simt foarte atrași, exact ce am zis mai devreme. Dar în această perioadă au ceva și de vindecat, patru de spade, au de vindecat, au de înțeles, de analizat eventual stările pe care le au și nu doar stările. Trebuie să se gândească, ia uite, cum fac, și sunt un pic stresat cu 8 de spade, cum fac această călătorie, 8 de bâte, înspre voi eventual, pentru că există o decepție în viața lor. Voi știți, dacă nu știți, dacă știți că nu s-a întâmplat nimic între voi sau că nu v-au decepționat sau nu i-ați decepționat, posibil această tristețe să fie din partea altei persoane. Aș mai vrea totuși, am zis, regina de cupe vrea să împărtășească emoția, sensibilitatea, tot ce au mai frumos în ei, pentru că se simt și atrași, dar nu vor să vină. De ce simt? De ce vorbesc așa pătimași? Probabil că ei așa simt nevoia să se exprime, mai pătimași. Da, e interesant. De obicei sunt, uneori sunt mai calmă, dar așa am simțit nevoia să vorbesc mai intens, mai reprezintă posibil o stare de-a lor. Nu vor să vină, deși am zis, se simt atrași fizic, dar vor să vină să exprime ce simt, nu atracția fizică. Apoi aveți timp să construiți ceva, pentru că există adevăr. Le este dor de voi, le este dor de momentele frumoase. Dacă acum este o separare, dacă v-ați detașat sau a trebuit unul să călătorească într-o altă direcție, există dor. Există dor și în această perioadă de tăcere, de depărtare, într-o formă sau alta, se înțeleg niște lucruri. Se accesează un adevăr, care adevărul le transmite că se poate construi ceva. Împreună cu voi s-ar putea construi ceva. Se poate folosi această pasiune într-un mod creativ. Dar, mai presus de toate, regina de cupe este totuși un subiect central și foarte important este și această călătorie. Este totuși prima carte, călătorie. Dar, pentru această călătorie, da, îi ghidați. Steaua, trebuie să se vindece de o decepție, iar, de o supărare. Dar cred că, în primul rând, îi vindecați voi. Iar este regele de bâte și dorul. Dorul apare, distanța, steaua înseamnă și distanță printre foarte multe altele, dar în această distanță și ei înțeleg niște lucruri posibil. Îi ghidați într-un mod subtil, telepatic. Aveți o aură specială care îi
Îi atrage, da? E o lumină. Steaua și luna care îi conduc prin întuneric înspre voi. Vor să comunice cât de bucuroși sunt și cum le-ați transformat viața sau cât de intensă e această bucurie. Dar, totuși, mai vreau detalii. Cât am vorbit? 10 minute. Detalii, te rog frumos, Sfinte Duh. Detalii. Tată. E totuși o distanță. E o tăcere. E o răceală. Hai să tai acum. Fac altfel. Cavalerul de bâte, 7 de cupe, 8 de monede. Oh, ar pleca chiar acum, cavalerul de bâte. Ar pleca chiar acum, ar face chiar acum această căsătorie? Vreau să zic călătorie, dar tot în ultima vreme unii se gândesc la căsătorie. Călătorie care vă ajută să vă întâlniți și eventual sunt conștienți că în timp vă veți căsători. Interesant. Dar ar pleca chiar acum, cavalerul de bâte, pentru că se simte extrem de atras, am zis, de voi. Dar deocamdată visează. Și printre opțiunile pe care le au, se concentrează pe cea care ține de muncă. Nu doar munca fizică, jobul pe care trebuie să-l facă, în care trebuie să se implice și să implice și parte din pasiunea, din focul lor, cât și transformarea lor fizică. Posibil trebuie să-și găsească și niște talente, niște abilități în această perioadă. Ia uite, iar călătorie. Mai călătorie după o perioadă de blocaje. Blocaje care, na, da, și niște secrete. Eventual țin secret, nu, țin secret această fericire, această bucurie pe care o simt doar în preajma voastră, țin secret. Eventual, unii intuiesc că și voi sunteți fericiți în preajma lor, că altfel n-ați întrebat, e o fericire, da? E un soare. Și în general la soare, pentru că e atracție. Și nimeni nu atrage pe cineva dacă nu-i place, nu? Sau dacă nu rezonează, că poate atracția să fie la început, înainte să simțim că ne place cineva. Sunt lucruri subtile, da, care țin de energie. Atragi pe cineva prin vibrația ta pentru că într-un fel sau altul corespunde sau se poate completa vibrația ta cu celălalt. Și atunci unul dintre voi simte din partea celuilalt această fericire, chiar dacă intuiește că și voi sunteți bucuroși. Dar sunt niște blocaje peste care trebuie să treacă, da? 9 și 8. Iar 8 de 2 ori 8, 8. Eventual, trebuie să se detașeze, iar poate de locul de muncă, de niște situații neplăcute în viață, ca să poată să comunice. Probabil că și comunicarea a fost, iată, a fost blocată și comunicarea. Pentru că 8 de bâte nu înseamnă doar călătorie, înseamnă și comunicare, înseamnă și creștere. Regina de cupe, te rog frumos, clarificăm. De 2 ori. De 3 ori. Deja am primit un mesaj. 2 de spade, 6 de bâte, 5 de cupe, interesant. Ah. Asul de spade. În timp ce amestecata a cărțile, am primit un mesaj cum că regina de cupe puteți să fiți și voi. Da? Voi dacă aveți aspecte puternice legate de lună, de apă, de case de apă, aveți și niște stări emoționale prin care atrageți și prin care puteți să vindecați. Dar vedeți că energiile și mesajele sunt versatile și voi fiind emoționali și blânzi, îi face și pe ei să devină emoționali, să se conecteze la lumea lor acvatică, să zicem. La sentimente. Eventual, acest personaj, cel puțin în această perioadă, încearcă să se concentreze pe muncă, deși în timpul liber visează, visează.
Dar mesajele sunt pentru voi și acest cavaler de bâte îi reprezintă pe voi, pe ei în relație cu voi. Interesant, am zis pe voi, poate că și voi îi inspirați la aceasta, am zis, da, inspirați, îi invocați, da? Invocați această călătorie, îi chemați prin felul vostru inspirant, prin focul, prin energia pe care o emanați. Și până vin, mai visează un pic. Acum, regina de cupe. Există un blocaj. Aș mai vrea o carte pentru 5 de cupe. Aș mai vrea o carte. Asta. Pentru unii posibil, aș vrea să-mi confirmați, a existat un blocaj în comunicare. Că n-ați mai vorbit, că v-ați dat bloc, că... în fine, v-ați supărat, ați vorbit bună ziua și atât. Blocaj în exprimarea, evident, emoțională, a sentimentelor. Unul dintre voi nu a exprimat. Din acest motiv este importantă această călătorie, ca să se exprime emoțiile, da? Subiectul central. Călătoria este principal, pentru că fără călătorie, fără a fi față în față, nu se pot exprima emoțiile la fel de bine, da? Și cu patru de spade, înțeleg că totuși și ei, și voi, în felul vostru, aveți nevoie de analiză, de vindecare. Da? Posibil să înțeleagă de ce există acest blocaj în comunicare și să-și dorească să-l depășească, să aibă victorie peste acest blocaj. Adică în momentul în care veți alege să comunicați sau în momentul în care aleg ei să facă acea călătorie, iar e o chestiune de mișcare, 6 de bâte, vor să vină să vă impresioneze, să vă impresioneze și să vă scoată din 5 de cupe. Regina de cupe poate să fie și foarte melancolică, foarte sensibilă. Dacă vă reflectă pe voi, această regină de cupe, poate să exprime o stare de tristețe și din partea voastră, din cauza acestei distanțe, din cauza, da, blocajul în sine, dacă nu e al vostru, poate să reprezinte blocajul. Ia uite, așa aici un blocaj, da? Datora distanței. Își doresc să vină și să vă cucerească și să vă scoată din acest 5 de cupe. Din starea de dor, de nostalgie, de tristețe, de dezamăgire, că am văzut și dezamăgire, da? Iar regele de bâte a fost clarificat 5 de cupe. Regele de bâte vor să vină să vă fie sprijin, protecție, inspirație, așa cum și voi sunteți pentru ei, uneori sau mai des, eu știu, rămâne de văzut cât. Asta pentru că la capătul setului de cărți este un as de spade și împărăteasa, interesant, temperanța și regele de spade. Iar regele de spade trebuie să facă o călătorie, da? Să se arunce aventuros în viață, ia uite, exact, cavalerul de bâte, vedeți cărțile? Și 8 de monede, ce avem aici, da? Să lase un pic munca, nu e 6, să lase un pic munca, da? Alegerile materiale și să facă o disruption, să facă o întrerupere în activitățile sale, așa simt, să exprim, în acest turn, să se rupă, să se separe de ceva și să vină cavalerul de bâte, iar să vă cucerească, să facă această călătorie, regele de spade. Personaj care în general este foarte logic, dar în această situație și rațional, meditativ, dar în această situație devine emoțional. Sensibil, își descoperă sensibilitatea. Așa primesc ghidaj, da? Cu alte cuvinte, începe să crească spiritual cu acest echilibru, datorită, aici, și astfel de spade o inspirație prin cuvânt, dacă ați comunicat cât timp ați fost deschiși, 8 de bâte iar înseamnă inspirație, da? Dacă ați comunicat, i-ați inspirat, am vorbit că, posibil că inspirați. Am văzut și soarele. Pe de parte, cu 4 de spade și echilibru, și ei simt nevoia să se echilibreze, să se tempereze, să vindece din rănile anterioare,
ca să puteți manifestați creștere și dragostea aceasta pe care ei o simt față de voi. E un potențial. Că să vă cunoașteți de puțin timp, că vă cunoașteți de mai mult timp, există un potențial. Femeia divină este aici. Că ei înțeleg că sunteți femeia divină pentru ei, că voi înțelegeți că există potențial de dragoste necondiționată, dar variază, dar depinde ce sunteți, bărbați, femei, da? Dar femeia divină se arată și se arată victorioasă. Hai să vedem celălalt mesaj. Clarificăm 4 de spade, o dată, de 2, de 3 ori. Tot timpul vreau să fac mai scurte etalările și ies tot lungi. Regele de cupe, ah, ce frumos, regele și regina! Regele de cupe, frumos. 7 de monede, iar așteptare. Și 10 de spirale pe care le-am văzut mai devreme, responsabilități. Și totuși, ia uite, diavolul pe care l-am mai văzut, 7 de spirale și 10 de cupe. După o perioadă de mari probleme, 2 de spade, 9 de spade, 5 de cupe, de mari probleme, de dezamăgiri, de suferință, de traume, de câte mai vreți voi să mai spunem, stres, griji, pierderi de oameni dragi, de doliu, da? Apare această fericire, 10 de cupe, pe care l-am văzut mai devreme, da? Probabil că în preajma voastră se simt foarte, foarte fain, cel puțin spus, fain. Dar cu 5 de spirale, am crezut că e 7. E 5 de spirale. Există, interesant. Trebuie să se lupte, pentru că văd și 10 de spirale, 10 de bâte, cu cineva care este toxic și le pun în cărcă, niște în cărcă. Da, după cum arată și imaginea, da? Niște responsabilități, niște greutăți. Sunt la intersecție de drumuri, da? Trebuie să facă această călătorie, trebuie să ia decizia de a veni, aici trebuie să ia decizia de a veni spre voi. Pentru că voi îi alinați, voi îi inspirați, voi îi... Simt că voi iubiți sau îi puteți iubi. E totuși Venus, da? Împărăteasa este Venus. Aici este. E o energie toxică în preajma lor. Nu zic că nu sunt intoxicat și de stările emoționale, că doar am vorbit despre tsunami, da? Nu e o chestie prea blândă. Dar aici este 4 de spade. 4 de spade meditează. Și stă un pic, iar și 7 de monede. Iar stă și se gândește. Amândouă persoanele stau și se gândesc, da? În pat, pe balcon, afară, eventual se duc pe malul unei ape, a unui lac, râu, ce-o fi, și se gândesc. Trebuie să treacă de un portal. Da? Aici este o poartă. Și să facă acea călătorie pe apă, cum am văzut mai devreme, da? Sunt un pic precauți, pentru că au, repet, multe probleme, 10 de spirale sau de foc. Și au o energie toxică de care trebuie să se vindece. Dar, repet, voi îi inspirați. Voi face să simtă dragostea și regele de cupe, ca și regina de cupe, sunt cei mai buni vindecători ai sufletului, da? Hai să vedem ce alte mesaje mai vin pentru voi, un alt mesaj. Numărul 1. Aveți credință. Aveți credință că va fi bine în această situație. Numărul 12, să vă spună ceva. 2 și cu 1 înseamnă 3, 3 înseamnă comunicare, drumuri,
alege dragostea. Ei trebuie să învețe să aleagă dragostea, unul dintre voi trebuie să învețe să aleagă dragostea, da? Aici să trebuie să... Eu cred că ei trebuie să aleagă dragostea. Că e fericire. Uitați aici. Marea preoteasă și soarele. Cineva este, într-un mod foarte subtil, sursa de inspirație a celuilalt. Vedeți pe unde sunteți, da? Eu cred că despre voi e vorba. Singurul lucru real este dragoste. Asta este. Probabil că lucrurile încetinesc din cauza acestor responsabilități a muncii, a unor personaje toxice, relații karmice, dar, în principiu, au vești bune, pozitive, pentru voi, despre voi. Lăsăm un mesaj. Ce ar mai fi să vedem? Aici sunt multe cărți. Interesant, un mesaj special a vrut să se arate. Știu că sunt dificil sau dificilă, te rog să ai răbdare cu mine. Mesaj de la persoana dragă, bănuiesc că e persoana dragă, da? Pentru numărul 1. Ce e aici? Sunt două mesaje ascunse. I like you as you are. Îmi place așa cum ești tu, da? Îmi place așa cum ești tu și dragostea pentru mine este pentru mine, pentru tine. Pentru mine? Mersi. Dragostea pentru tine este foarte puternică. Încă un mesaj. Pentru numărul 1. Lasă-mă să fac lucrurile corect. Probabil aici este și întârzierea și trebuie să se debaraseze de acea energie karmică, toxică, responsabilități, eu știu ce. Voi știți mai bine, da? Ca lucrurile să se așeze, ca lumea. Poate să fie și un job, poate să fie o căsătorie, poate să fie o familie. Sunt multe motive, da? Pentru care... și îmi place foarte mult felul în care arătați. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. O să pun cărțile deoparte și mă pregătesc pentru următorul număr. Ar mai fi ceva? Deci aveți credință, alegeți dragostea. Eventual și ei trebuie să aleg... ce frumos! Ia uitați, vedeți? Nu vedeți. Vă arăt eu. 12 și 21. Vă oglindiți oarecum? Posibil anumite din mesaje pe care pot să le transmită către voi și voi le trăiți. Anumite situații, mesaje, sau le știți în principiu, pentru că e o oglindire. Da, trebuie să treacă prin multe transformări. Da? Cei care ați ales numărul 2, cei care ați ales luna. Cei care ați ales luna, haideți să vedem în timp ce amestec cărțile ce simt referitor la această lună. În primul rând, ce ar vrea să vă transmită, da, mersi de inspirație, că se gândesc la voi și ziua și noaptea. Nu doar noaptea, și ziua. Că le place și latura voastră luminoasă și latura voastră întunecoasă. Că îi atrageți într-un mod misterios. Că le oferiți dragoste, dar și stabilitate și adevăr. Într-o perioadă de confuzie, pentru că luna înseamnă și confuzii. Că sunteți misterioși, misterioase și... ce mai simt? Le place felul în care sunteți așa misterioși. Chiar le place, dacă știți că sunteți misterioși. Misterioase. Le place felul în care vă mișcați. Eventual, dacă știți că le aveți cu dansul, le place felul în care vă mișcați când timp vă dansați. Când vă dansați unul pe altul, dacă ați apucat sau... Depinde, că unii nici nu v-ați întâlnit, alții urmează să vă întâlniți, da?
Le place felul în care vă mișcați. Dar își doresc ca acest văl pe care l-are femeia, pe care l-aveți voi, eventual, așa simt, să spun, să fie dat la o parte doar de ei, să fie descoperit doar de ei. Adică, calitățile pe care le aveți, să nu le mai împărtășiți și cu alții. Să aibă exclusivitate. Dar, pentru a avea exclusivitate, aveți nevoie să comunicați. Primul lucru, pentru a se manifesta stabilitatea și dragostea, trebuie să comunicați corect. Adică să clarificați acele confuzii care există în această perioadă, în general. Voi știți. Ce mai vor să comunice? Că-și simt sufletul plin de lumină. Din ce motive? Bănuiesc că din cauza voastră. Oricum, simt că ceva din relația voastră trebuie ținută, un aspect din relație, dacă nu chiar toată relația, trebuie ținut în secret. Acum, am zis că am 3 seturi de cărți, fiecare un mesaj. Un mesaj pe care clarificăm o situație, ce ar vrea să împărtășească. Dar, înainte de toate, aveți 3 de băte, posibil distanță între voi. Asul de monede, dorința de a începe ceva nou, stabil, de lungă durată și 6 de spade, interesant, 6 de spade, iar călătorie și 3 de băte. 3 de băte, inspirați, ia uite, dragoste adevărată, wow, vor să comunice, vor să manifeste. Eventual să, da, dacă sunt căsătoriți în acest motiv, trebuie să țineți secret pentru că există acolo niște probleme, niște dezechilibre, se produc niște dezechilibre, niște lupte. Da? Și este posibil o nouă relație, este posibil, se dorește comunicarea, împăcarea, pentru că există dragoste adevărată și pasiune, eventual speranță, chiar dacă e distanță, speranță, că se va manifesta totuși o relație de lungă durată, asul de monede, da? Regele de monede și magicianul iarăși apare și l-am văzut probabil să marcaje în gemeni. Iar asul de spade și valetul de spade, nevoia de comunicare, cineva a înțeles, cu asul de spade și magicianul a înțeles că își dorește să fie stabil sau că voi le oferiți stabilitate, variază. Depinde unde sunteți. Da, e vorba de stabilitate și de acest început. Chiar dacă pentru unii e posibil să fie o relație în afara căsătoriei, totuși se dorește o relație stabilă, serioasă, valoroasă. La capătul setului de cărți aveți aici 6 de spade, iar călătorie, 9 de cupe, da, speranță, dragoste, emoții. Și iar marele preot. Marele preot. Există pasiune. Inspirați. Inspirați să se exprime și să lase în spate minciunile sau autosabotajul. Probabil că unii dintre ei n-au exprimat cu 7 de spade și cavalerul de... Nu, cu regele de cupe și 7 de spade. Nu a exprimat dragostea, dar îi inspirați să fie mult mai expresivi. Da? Pe de o parte, inspirați și să-și descopere niște calități spirituale, da? Se conecteze la energiile lunare, feminine. Da. Hai să vedem. Odată. Numărul 2. De 2 ori. Mesaje. De 3 ori. Magicianul. În capătul. Iar călătorie. Ah, ce frumos! Da, nu știu cum să găsească variante mai bune de a manifesta această nouă dragoste. Știu că trebuie să lase în spate ceva, apele tulburi,
Că sunt teribil de îndrăgostiți. Wow! Regele de spade, îndrăgostiții și regina de băte. Super îndrăgostiți sunt. Și s-au blocat în aceste emoții. S-au blocat pentru că sunt copleșitoare, da? Îi vindecați, îi inspirați, îi alinați. Vor să vină și să exprime. Iar magicianul exprimă și nu doar atât. Mai văd. Pe de o parte cu regina de bâte, da? Îi fermecați. Ar vrea să vă spună că îi fermecați. Și cu luna, da? Luna este foarte fermecătoare. O dată, alt mesaj. De două ori. Vreau să și clarific. Cavalerul de spade ar veni acușica, instantaneu, trăsnet. Uite așa. Dacă s-ar putea, cavalerul de spade, la capătul setului de cărți, oh, și mai e și un diavol, da? Da, chiar își doresc călătoria, își doresc să vină și să comunice, să stați de vorbă, să stați mult de vorbă. Valetul de monede? De ce ai fi făcut așa? Probabil că și... Îi doresc să stați mult de vorbă! Vreau să stau de vorbă cu tine! Ia uite, nebunul. Da. Sunt un pic stresați. Știu că trebuie să încearcă să se tempereze. Iar e luna, da? Sunt un pic stresați, dar știu că își doresc totul 0-1, să o ia de la 0 cu voi. Simt multă atracție, multă pasiune și își doresc să ieșiți la o întâlnire. La înghețat unde nu se mai iese. La cafeluță, prăjiturică, ceai cald. Un vin cald în curând. Vin, must. Da, să oferiți ceva. Să exprime că sunteți valoroși pentru ei. Încă un mesaj odată. Uf, în plus trei de cupe, că le aduceți multă bucurie. Dacă este triunghi amoros, asta e. Da, tot e bucurie. Încă o dată. De două ori. De trei ori. Am zis că e posibil să fie căsătorie. Uitați, marele preot, 10 de monede, da? În viața unuia. Sau banii, sau familia, 10 de monede. Și atunci e o problemuță. Dar, ia uite, împăratul, banii, dragii mei, da, vreau dragoste, vreau să o iau de la zero, să manifest ceva nou, o nouă relație, pentru că am văzut și asul de monede și asul de cupe, vreau, dar trebuie să mă concentrez și pe bani. Regina de monede și împăratul. Împăratul pentru mine poate să fie un soț, poate să fie un șef, regina de monede, iar soție. Vor să manifeste stabilitate. Dacă unii au avut probleme financiare cu 5 de monede și cu moartea, ori au pierdut pe cineva, ori au trecut printr-o transformare foarte intensă, profundă și au niște probleme financiare sau se simt singuri, părăsiți de anumite persoane, da, pe care s-au bazat, vor să manifeste cu regina de monede stabilitate. Eventual, pentru că e patru, e casă, vor să manifeste stabilitate în casă sau în nouă casă sau, în fine, variază. Ar putea să fie și cu voi. Dar mesajele nu țin musai să fie în relație cu voi, cât pot să fie și aspecte separate din viața lor, da? Hai să și clarificăm. Iar văd marele preot. Mai. Da, să clarificăm primul mesaj la a doua oară. A treia oară. Asul de cupe, iar! Șase de spade, călătoria și regina de bute. Interesant. Totuși, sincer, nu cred că e o altă tentație. Eu cred că voi tentați. Dragostea aceasta și pasiunea pe care o simt îi tentează să începeți ceva nou. E a doua oară când apare asul de monede,
Da? Și în acest context aveți deja doi ași. Cavalerul de monede, care e foarte serios, care alege să se libereze eventual de un semn de foc, poate, de o relație apăsătoare. Și dacă e distanță, cu roata norocului, cu da, șase de spade, cu, ce mai văd eu, dacă e o distanță între voi, distanța devine apăsătoare. Și vor să aleagă această construcție, cavaler, e o energie pozitivă. Nu simt că ar fi o chestie manipulatoare. Acest magician poate să fie manifestor, nu iluzionist, da? Să comunice, își dorește să comunice despre această dragoste, despre emoții. Despre cât de atractiv sunteți. Voi, ei, nu contează, regina de băte poate să fie energia feminină a unui bărbat, să fiți seducători. Sunt și bărbați seducători, nu? Sunt foarte mulți. Dar, aici este. Deși simt pentru voi și atracție și emoții, își doresc lucruri stabile. Dacă se poate manifesta, foarte bine. Foarte bine. Cavalerul de spade. E o energie, iar, care ține de aer, de comunicare, de mișcare, mișcare iute. Cum te clarificăm? Regina de monede. 5 de cupe. Și spânzuratul. Și regele de monede. Interesant. Dacă e o căsătorie, căsătoria aceea nu este prea grozavă. Vedem și regele de monede și 10 de monede și apoi apare iar 10 de monede, împăratul și regina de monede, care are în spate un 5 de monede. Aici e 5 de cupe. Posibil pentru unii. Dacă nu sunteți voi căsătoriți, adică nu sunt ei căsătoriți, poate că sunteți voi și ar vrea să comunice. Ce faci? Ce facem? Da? Apropo de relația secretă, că e luna înseamnă și secretă, da? Ce facem? Și confuzii. Ce facem? Dacă tu ești căsătorit, ce fac? Eu stau și plâng și îți duc lipsa, da? Și mă blochez spânzuratul? Mă sacrific? Vedeți unde sunteți. Dacă sunt ei, știu că le este dor de voi. Poate că simt și că vă este dor de ei, dar există o amânare în manifestarea acestor ași. Există o amânare, o întârziere. E și Mercur retrograd, dar nu doar atât. Însă, în această întârziere, ei trebuie să capete și probabil că o să capete când o să vină acest cavaler de spade. O să capete inspirație de la divinitate, da? Noaptea, eventual, amândouă sunt cărți de noapte și luna și spânzuratul. Marcaj iar semne de aer, în mod special gemeni, de pământ și pești, dar vă și, bine, sunt toate, dar în mod special, în mod special. Da? Hai totuși să vedem și celelalte mesaje, să vedem cum se leagă. Dacă, bine, poți să n-aibă nicio legătură. Al treilea mesaj pentru numărul 2, clarificăm o dată, de două ori. Oh! Ce am văzut în mod special să se arate? O să pun deoparte. E distanță între voi. Steaua invers și șase de monede invers. Iar familia sau căsătoria cuiva. Nu există reciprocitate. La șase de monede există reciprocitate, își doresc reciprocitate, nu că nu-și doresc, nu pot să manifeste reciprocitate până nu rezolvă niște probleme, eventual acasă, cu banii, cu jobul. Variază de la om la om, cu casa, am zis casa, da? Șase de monede invers duce către cinci, către probleme financiare. Și există o oarecare depresie sau lipsă de speranță, da? Trebuie să, da. Poate să nu aibă nicio legătură cu voi acest subiect, da? Păi mi-am pierdut jobul sau trebuie să mă mut de acasă, să-mi găsesc alt loc sau e o chestiune, eu știu, ce au de împărțit acasă, nu?
Regele de spade. Diavolul, energie. E o energie toxică în care stau. Înțeleg că sunt niște chestiuni toxice. Niște adicții, niște relații karmice. Hai dăm totuși. Hai să vedem. O dată, de două ori, de trei ori. Împărăteasa și mai devreme a fost împăratul. Lumea sau psihe și regele de spirale. Regele și regina de spirale, regele și regina de monede. Sunt două cupluri aici, da? Dar eu cred că voi doi sunteți reprezentați de regele și regina de bâte. În sensul că aveți pasiune, da? Că altfel n-ați investiga. Dacă sunteți reprezentați de cei de pământ, este alegerea voastră, treaba voastră, dar nu cred. Nu simt. Pentru că se dorește în primul rând manifestarea. Să începeți ceva de la 0-1, da? Să se lase în spate, acest ultimul subiect, da? Să se lase în spate construcția veche, banii, eventual fosta căsătorie pentru unii, sau părinții, sau eu știu cine o mai fi, ca să se poată manifesta noul. Și eventual până atunci trebuie să ține secret. Eventual până atunci se manifestă confuziile. Ceața, întunericul, da? Și iar central este comunicarea. Că asta e, trebuie să comunice. Că mai e un pic de așteptat. Vă apreciază. Vor să fie stabil cu voi, nu cu altcineva. Că 10 de monede poate să fie familia din care vin mama, tata, părinții, rudele, un job sau o căsătorie, variază. Posibil să-și dorească, nu posibil, cred că vor să-și dorească, de fapt își doresc stabilitate cu voi. Cu voi începe întreaga etalare. Și se termină cu, ia uite, chestiunile astea care țin de bani. Și la capătul setului de cărți, iar moartea, spânzuratul, da, spânzuratul, această întârziere, împăratul, iar, împăratul și împărăteasa. Aici este și regina de monede. Împăratul are o soție, dar față de care e rege de monede, sper că înțelegeți exprimarea, da? Împăratul. Cine o fi? Când zic împărat, zic bărbatul divin. Sunteți pereche divină. Pentru unii suflete perechi, flăcări gemene, da? Că am văzut și îndrăgostiți la un moment dat. Acest bărbat divin trebuie să renunțe la partener, sau poate să fie și femeie în energia sa masculină, să fie o femeie activă, stabilă, protectoare. Și bărbatul să fie mai sensibil, mai cel puțin în această perioadă. Da? Oricum, deci împăratul, că am înțeles, am clarificat în principiu ce înseamnă împăratul, simte că în preajma voastră se manifestă, ia uite, am zis de suflet, de spiritualitate, parcă am zis, când am vorbit doar despre lună, da? Își dorește și dragoste și adevăr și stabilitate. Și în preajma voastră, sufletul lor se deschide, ia uitați cum luminează aici, da, e o lumină, da? Și voi ca femei divine, pentru că e o femeie divină aici în imagine, le activați și lor divinitatea, da? Magicianul din ei. Treziți magicianul, împăratul din ei. Evident că poate să fie și invers, repet, că să nu uitați între timp, da? Că etalarea poate să fie și invers, dar în principiu cam astea sunt mesajele. Voi sunteți femeia lor divină. Cu voi ar dori o nouă lume pentru că se simt iar regele de bâte. Ia uite-l și aici unde era. Ia uite. Unde era mai regele de bâte? Era pe aici, în fine. O fi fost mai devreme, dar știu că a fost. Era. Da. Simt că sunteți destinul lor, nebunul și steaua. Și sunt obsedați de chestia asta, să construiască ceva. Ceva durabil. Da, vor să vă fie companion, tovarăș, în creșterea spirituală, în manifestarea unei noi lumi, unui nou psihic, da? Un nou fel de a fi,
În transformarea prin care trec, iar este un fluture, deși fluturile înseamnă transformare. Dar în această perioadă, iar 5 de spade, sunt conflicte, sunt discuții cu cineva în legătură cu acest final. Cineva vrea să pună capăt unei situații care stă pe loc. Probabil căsnicia, jobul, ceva, familia. Vedeți unde e mesajul. Pentru fiecare variază, da? Și această transformare și acest punct, ca să o ia de la capăt cu voi, deranjează pe cineva. Cel puțin o persoană. Evident că în cartea asta văd și eliberări. Dacă vă aduceți aminte cum v-am mai învățat cum ar trebui făcute aceste eliberări, trebuie să lucreze. Interesante mesajele. Hai să vedem. Alt mesaj de la numărul 2. Nu, de la persoana la care v-ați gândit, cei care ați ales numărul 2. Încă un mesaj. Ah, new love! Voi sunteți noua lor dragoste. Vor să-și dea șansa, take a chance on love. Vor să-și dea șansa la dragoste. Eventual! Poate să fie și pentru voi. Dați-vă șansa la dragoste. Iau-te 6 de spade. Dați-vă șansa la dragoste pentru că vă iubesc. Da? Vă iubesc. Ia uite, steaua. Steaua care pică exact în mâna lor, în brațele lor. Evident că poate să fie și invers. Repet, ca să nu uitați. 2 și cu 6, 8, transformarea prin care treceți pentru această dragoste. Frumos, deci este o nouă dragoste și din acest motiv trebuie un pic ținută ascuns. 5 de spade înseamnă și invidioși, evident. Că oamenii sunt invidioși când doi oameni se iubesc și se înțeleg și se completează, nu? Și se susțin. Vor să fie și pasiune, vor să fie și alean, vor să fie și susținere. Alt mesaj de la ei pentru voi. Deci aveți două cupluri, ca să recapitulăm. Regina de bâte, regele de bâte, regina de monede, da, care înseamnă pasiune, foc, foc, foc. Regele de monede, regina de monede, care înseamnă, pentru mine, căsătorie sau potențial să fiți stabili. Și împărăteasa și împăratul, cuplul divin, care crește împreună și se pregătește pentru ce? Lumea cea nouă, 2021, da? E 21. Mesaje de la ei, alte mesaje. Probabil că vă recunosc. Simt că sunteți speciali. You are very intimidating. Da, sunteți foarte intimidanți. Intimidați, cu alte cuvinte. Intimidați. Aveți o energie foarte puternică. Hop. Ce sunteți, bărbați, femei? Unde încerci să pleci? Te voi lua oriunde. Probabil că aici. Dacă voi știți că ei mai au pe cineva, posibil, cu spânzuratul și cu 5 de cupe, unul dintre voi să, mai ales voi, probabil, să aveți o reținere, să plângeți, să fiți triști pentru această întârziere, pentru aceste sacrificii. Ei simt, își doresc să vă transmită că vă apreciază, că de fapt cu voi ar vrea să fie, cu voi ar vrea să crească și financiar și pe toate planurile. I'll take you anywhere. Te voi lua oriunde. Și dacă nu sunteți împreună, vor să vă transmită că își doresc să vină, da? take, iar să vă ia în această călătorie sau să mergeți, să vă ia, să mergeți. Da. Încă un mesaj pentru numărul 2 de la persoanele la care v-ați gândit. Vă rog frumos să-mi confirmați, pentru că le place felul în care arătați, le place fățuca voastră, corp. A zis de corp, da? A zis? Hai încă un mesaj. Fățucă. Fățucă, ochișorii, năsucul, buzișoarele. I love the way you look. Probabil și felul în care vă aranjați sau vă purtați sau vă mișcați. Alt mesaj. Hai, mai dăm un mesaj. Pentru numărul 2. Dacă simțiți că nu rezonează, căutați în altă parte.
I need to move on. Interesant, am nevoie să merg mai departe, dar nu cred că la voi se referă, cred că se referă la dacă e o altă relație, la ce spun acelei relații karmice. Pentru că vouă vă transmite că sunteți că intimidați, că sunteți, aveți o forță, aveți o energie, o vibrație puternică, da? Eventual magicianul, că îi fermecați, că îi... I-ați făcut, da, această nouă dragoste, da? Soarele, da? Nu soarele, steaua vreau să zic, nebunul steaua. Și diavolul. Este o obsesie să fiți împreună. Simt că sunteți predestinați. Ia uite. Și sub nebun este regina de monede. Ori relația karmică, ori mama, ori tata, ori soție, în fine, de azi. Și cred că lor le spune că simt nevoia să merg în altă direcție. Mai dăm o carte pentru voi. Și tot lor, da, pentru că a venit mesajul pe această zonă în care am vorbit despre mai mult despre căsătorie, bani, familie. Poate să spună cuiva din familie. Simt nevoia să plec de acasă, să plec din preajma voastră, încerc, I'm trying to forgive you, I need my space. Da, my space, my space poate să fie nu doar spațiu energetic, cât o nouă casă. Am zis, regina de monede nu e obligatoriu să fie soție, poate să fie mamă, da? Soră, cineva din familie, da? Am adică sunt legate cele două. Am nevoie să... Nu cred că... Nu. Posibil. Dacă voi vă simțiți în varianta aceasta, dacă voi știți că sunteți căsătoriți, e posibil pentru cineva, acum, hai să dăm și această posibilitate, da? Cineva să vrea să vorbească, să vă spună, da, s-a îndrăgostit, vreau să merg către persoana care mă atrage. Că între noi nu mai e nimica. Am o nouă dragoste. Da? Că totuși confuzii. Vedeți unde sunteți, pentru că, repet, variază. Mai dăm totuși încă o carte. You inspire me. Tu mă inspiri. De azi, cele ultimele două, înainte de aceasta, cred că se referă la persoanele din preajma lor. Proximitatea lor, da? Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut. Acum o să-mi schimb cărțile și o să continui cu următoarea etalare. Numărul 3, cei care ați ales soarele. Cu soarele, pentru mine când am făcut această carte, evident că m-am gândit la flacărea geamănă, că nu am la ce să mă gândesc altfel, mai ales că folosesc în această serie de lucrări, am folosit doar roșu și albastru, știți bine că sunt culorile flăcărilor gemene. Amândoi sunteți foarte puternici, amândoi guvernați o lume. Unul, o lume emoțională, sensibilă, celălalt, o lume mai vizibilă. Unul este receptiv, celălalt este activ, de-aia vă și completați, da? Yin și Yang, foc și apă. Nu musai ca zodii, cât ca fel de exprimare. Soarele înseamnă creativitate, înseamnă vitalitate, energie. Apa hrănește, dar nimic nu poate să crească pe acest pământ dacă nu există apă și soare, da? Nici o plantă. Dragostea voastră trebuie să crească și din acest punct de vedere. Există lumină în sărutul pe care îl manifestați. Și. Ce mai este? Bărbatul trebuie să se aplece înspre femeie. Bărbatul trebuie să lase ceva din împărăția sa ca să se bucure de această relație, de acest potențial. Între voi este lumină, da? Trebuie să fie lumină.
Va fi lumină mai devreme sau mai târziu. Și pentru că focul și soarele înseamnă uneori și ego, din acest motiv zic că probabil că bărbatul sau energia masculină, dacă nu e bărbatul, este persoana care este mai activă, se știe mai activă, trebuie să renunțe un pic la orgolii. Poate la o poziție specială, nu total, cât la acea mândrie, că, domnule, sunt într-o anumită postură și nu pot să mă uit către cutare. Pentru cine o fi acest mesaj, vedeți. Oricum, voi doi împreună sunteți perfecți. La capătul setului de cărți, iau da și aveți, chiar perfecți. Luna, confuzii, dar și emoții. Marea preoteasă, iar, secrete, mister și îndrăgostiții. Planete în gemeni pentru unii, semne de apă, pești, drac, scorpion. Și când zic de planete, poate să fie și aspecte, mai bine zis, aspecte, ascendent, nodul nord, ceva în gemeni, da, și în semne de apă. Unii dintre voi am zis, asta e, energia masculină, trebuie să lase un pic ceva din orgoliul lor, din bărbatul divin. E adesea, da, împăratul e cam orgolios uneori, până se mai transformă și el. Ca să înțeleagă valoarea și potențialul special pe care îl are energia feminină. Și spun asta pentru că apare Marea Preoteasă și Luna, tot elemente care țin de apă, de emoții, dar și de spiritualitate. Și Luna și Marea Preoteasă reprezintă secrete. Probabil că fericirea voastră trebuie ținută secret. Se dorește o călătorie, la toată lumea se dorește călătorie. Interesant. Călătorie 6 de spade, faetonul, în care să se transmită niște, să se exprimă sentimentele, să se transmită niște scuze și eventual să se explice ceva legat de familie, de bani, de o construcție stabilă. Dar, pe lângă această exprimare, sau pe lângă acest subiect, mai este unul foarte important, exprimarea stărilor emoționale, care au fost ținute în secret. Și de ce au fost ținute în secret? Pentru că nu au fost înțelese. Ce ar mai fi Marea Preoteasă 6 de cupe? Iar și unul și celălalt cred că ține secret. Aș vrea să-mi confirmați. Întâlnirea dintre voi. Celălalt care e foarte intuitiv, bănuiesc că e persoana albastră, să zicem, receptivă, intuitivă. Simte că v-ați mai întâlnit în alte vieți, că puteți comunica telepatic, emoțional, altfel decât cu alte persoane. Simt că... Da, își doresc să vă întâlniți. Chiar dacă știu că sunt niște conflicte de rezolvat. Interesant. Ceva acasă, iar apare 10 de monede și casa, niște discuții acasă, în preajma casei, împăratul de care am vorbit, bani, loc de muncă, că e casă, că e loc de muncă, poate să fie și carieră cu numărul 10. Sunt niște conflicte. Că e șeful, că sunt ei șef, că au niște conflicte legate de bani. Da? Și din cauza asta sunt mai defensivi. Dar își doresc să vă întâlniți și să exprime, să zic, și împăcare, și sensibilitate, și lucruri pe care deocamdată nu le arată. Deși, uitați, sunt îndrăgostiți, își doresc un nou început. Ah, ce frumos! Știu că sunteți suflete perechi, de fapt, flăcări gemene unii. Iar 8 de monede, dar cred că în acest context ar vrea să lucreze pentru această relație. Hai să vedem. Am zis 3 seturi de cărți, 3 subiecte. Știți că nu vorbim despre un singur subiect când ne întâlnim, da? Putem vorbi de mai multe. Un subiect. Numărul 3 odată. De 2. De 3 ori. Ia uite, faetonul, dorința de a călători, dragoste. Ce frumos! Iar distanță. Regele de spade. Regele de spade simte că această legătură, acest regele de spade, pentru cei care nu știți, regele de spade e o persoană logică, care nu prea exprimă sentimente, dar poate să simtă, de ce nu, why not? Da?
Simte că e ceva special. Are tendința poate uneori să fugă de emoții, dar simte că e ceva special. Și dacă e o distanță între voi, speră că această distanță va readuce dragostea într-o formă sau alta. Va fi străbătută prin faetonul. Faeton înseamnă mașinuță, da? Trăsurică. Să vină cu mașina. Să vină victorioși. Să-și urmeze intuiția, că aici apare luna, da? Regele de cupe, iar o chestiune care ține de apă, de emoție, de intuiție. Ia uite și aici Marea Preoteasă, intuiția. Da, să vină. Șase de cupe, ia uitați. Ați văzut? Vă aduceți aminte? Vă mai arăt. Alt mesaj. Numărul 3. Încă un mesaj. O dată. Ah! În plus, vine un plus. Vrea să-ți dea de vorbă. Ia uite, iar vrea să... Trei cărți care arată... Patru! Toate arată nevoia comunicării. Da, vrea să înceapă ceva nou cu voi. Și să exprime atracția pe care o simte. Poate că la exprimările emoționale, numai în momentele intime veți avea parte de exprimări emoționale, dar... Ia uite, asul de bâte! Mai! Ia. O dată, încă o dată. Repetăm. De două ori. De trei ori. Asul de spade! Vai, dar ce etalare frumoasă! Patru de cupe. Steaua. Steaua uneori înseamnă distanță. Sunteți neatinși. Dar îi vindecați într-o situație foarte neplăcută, relație toxică, adicții. Da? Pe de-o parte îi vindecați, pe de-o parte inspirați-o ia de la zero. Am văzut și magicianul, da? Săriște. Săriște pentru că sunt foarte, foarte atrași de voi. Aveți o lumină specială. Da? O lumină specială la care visează. Da? Ați, interesant, cu steaua și cu șapte de cupe, ați... Ce vrea asta, că să vină mesajul, stă încă... Sunteți cea mai strălucitoare opțiune? Sau dintre toate opțiunile pe care le au, voi deveniți unica cu steaua? Interesant, și cu asul de spade, da? Își doresc să construiască și să... Cu construcția și patru de cupe, le e dor de voi, clar. Aici este înțelegerea că le e dor de voi și vor să construiască o relație, să nu piardă ocazia. Chiar nu vor să piardă ocazia acestei iubiri. Alt mesaj. Numărul 3, alt mesaj odată. De două. Uho! Prea multe, roata norocului, timp divin, iar magicianul, roata norocului, octombrie, asta e foarte important, iar manifestarea, magicianul, unei schimbări de energie din cauza acestei atracții, regele de spirale și, 10, și emoții, 10 de cupe, sunt mesajele, dar prea novalnice, hai să mai amestecăm o dată. Ca să fim mai clari. De două ori. Ne, știți cum e? Că atunci când vorbești, treci la un subiect, la altul, mai intervine. Trei de cupe aici. Trei de cupe. Întâlnirea cu voi, da? Cele două suflete care se întâlnesc împreună. A treia cupă este relația. Le aduceți multă bucurie. Eremitul. Și regina de spade. Ei vindecați de o... Ia uite, vindecătorul și regina de cupe și, și valetul de cupe. Prin comunicarea cu voi își regăsesc această lume emoțională despre care am vorbit, regele și regina de cupe, da, comunicarea cu voi îi vindecă, îi ajută să-și acceseze lumea emoțională, să simtă ca o inimă, mai ales dacă sunt rege de spade, simt ca o inimă. Uitaseră, probabil, uitaseră că tot fugeau. Regina de spade, iar regele de spade, probabil că e aceeași persoană, persoana aceasta rațională, uneori are tendința să tacă eremitul și să analizeze. Da? Și regina de spade și eremitul analizează, sunt aspecte ale lui Mercur.
Și chiar dacă, ce vrea să transmită, chiar dacă nu vorbesc eremitul, simt lumina asta, steaua pe care am fost-o mai devreme, simt lumina asta în suflet și le aduceți bucurie, se gândesc cu bucurie la voi. Interesante mesajele. Să clarificăm faetonul. Acum tai, da? O dată, de două ori, trei ori. Iau. 10 de bâte. Regina de bâte și... Oho! Doamne, ce pasiune! Ce pasiune! Pentru unii, dragii mei, posibil să aibă și un personaj foarte gelos în preajmă, pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar posibil să fie și ei foarte geloși. Dacă voi sunteți seducători, atractivi, aveți încredere în voi, îi consum această încredere pe care o manifestați, creativitate, forță, magie, da? Îi consumă și devin geloși. Sunt deja. Se simt ca și fermecați de voi. Iar trei de monede. Dacă e trio, Grigoriu, triunghi amoros, voi știți. Dar, neobligatoriu. Ce își doresc? Vor să vină și să construiască, să împărtășească niște emoții, da? Bucuria asta, trei de cupe. Ia uite, trei de cupe și soarele, măi, se simt fericiți, măi, copilul interior. Și arții. Simt fericiți lângă voi. Da? Și vor să spună, eventual să transmită niște scuze că nu au exprimat asta și vor să construiască. Da? Să spună că îi transformați. Deja lucrează, interesant, deja lucrează la o nouă versiune a lor. Fac proiectul și pe urmă îl pun în practică, împreună cu voi. Dar există niște conflicte. Dacă a existat o tăcere, să știți că e din cauza unui împărat, din cauza controlului, din cauza poziției și asta e. Care? Da, ei conștientizează că această atitudine aduce decepții, dar aici este ce aleg să exprime împăratul și aceste emoții negative sau să treacă peste conflict și să manifeste bucuria și construcția. 5 de bâte pentru mine înseamnă și luptă. Luptă ca să se ajungă la 6, la victorie, da? Luptă cu concurența, da? Sunt dispuși. Sunt dispuși să lupte, pentru că sunt geloși, măi, sunt geloși! Sunt geloși sau geloase, da? Chiar dacă nu arată, să știți. Măi! Asta e. Și flăcările gemene trec prin vibrații de-astea până evoluează. Repet, dacă e altcineva gelos în preajma lor, probabil că de acolo au învățat și ei, că în general când stai lângă niște oameni, începi să te comporți la fel. Și aici este. Hai să vedem. Una dată de două, de trei ori, acum tai. Stând lângă oameni pasionați și geloși, încep și să fie la fel. Și probabil că sunt așa față de voi. 9 de bâte. 3 de monede, a doua oară construcția, dorința de. Și 8 de spade, interesant. Da, sunt niște blocaje. Iar poate și un job, poate și o relație, poate persoana geloasă, dacă știți că există. Da, să fie niște blocaje în calea acestei construcții. Și 8 de spade are tendința să se blocheze în gânduri. Au loc dacă vine Xulescu, Exulescu sau Exuleasca, care este geloasă, ce fac? Cum? Cum manifest construcție? Dar cu asul de spade, bănuiesc că totuși primesc o inspirație, ceva. Poate că se consultă cu cineva, așa ar fi bine. 3 de monede. Să se consulte cu cineva, să stea de vorbă despre cuplu, despre una alta, da? Și să înțeleagă niște lucruri. Cum se poate manifesta construcția, această nouă relație? Sunt niște lupte interioare. Ia uite, regina de spade și regina de cupe.
și au de ales între a rămâne închiși și a nu arăta pasiunea și a-și crea și lor decepții, sau a exprima toate sentimentele. 9 și cu 1, regina de cupe, 10, da? Puteți să fiți fericiți împreună, dar depinde de ce aleg. Că uneori la 9 de cupe poate să fie și o atitudine un pic mai egoistă, care se mulțumește să se bucure de viață, dar să nu manifeste bucuria în cuplu. Înțelegeți? Trebuie să aleagă ceva. Și ar trebui să aleagă după cum arată cărțile, dragostea, vindecarea, adevărul, exprimarea. Două cărți care exprimă nevoia de comunicare, de fapt mai multe, da? Și de construcție. Trebuie să exprime că simt, că le pasă. Poate, dacă nu sunteți apă și foc, poate sunteți apă și aer. Dar interesant, în aceste de cărți, cele două persoane oferă ceva. Fiți atenți, da? Ce frumos! Oferă ceva. Amândoi oferiți celuilalt ceva ce nu are. Unul logică, sfaturi raționale și celălalt vindecare emoțională. Unul poate să-l întărească pe celălalt, să-i dea curaj, celălalt poate să-l mai șlefuiască un pic, să-l mai, nu moaie, să-l mai aline, să-i mai calmeze mintea, eventual. Mintea, mai ales dacă are tendința să aibă stres, da? Decepții, depresii, da? Dacă unul dintre voi știți că sunteți mai stresați, celălalt are capacitatea să-l calmeze pe celălalt. Când comunică. Interesant mesaj. Dar ce am zis? Că este și puterea. Nu este. Trebuie să-și facă putere, dacă e o energie toxică, să o învingă. E aici totuși un leu, orgoliu cuiva despre care am vorbit, al lor sau al cuiva, da? Niște impulsuri de-astea fizice, primare, iar. Gelozia cuiva. Trebuie să crească, să se transforme. Și trei de monede are un aspect spiritual, dar e totuși o biserică, e un trei, trinitate. Da? Și aici este. Adevărul acesta trebuie exprimat și înțeles. Și bănuiesc că îl înțeleg. Îl înțeleg. Eu cred că între regina de spade și regina de cupe poate exista foarte ușor telepatie. Amândouă comunică. Altfel, subtil, pot să fie amândouă foarte subtile. Acum, pe de o parte trebuie să... Aici este adevărul la care ajung în curând și trebuie exprimat. Că își doresc să treacă peste blocaje, peste cei care le stau în cale și își doresc să fiți puternici împreună. Eventual, această pasiune îi inspiră să rupă, da, interesant, cu regina de spade și cu asul de spade să rupă legăturile karmice. Odată. Numărul 3, al treilea mesaj de două ori. Clarificare de trei ori. Ah, ce frumos! Asul de cupe! Roata norocului! Vai, ce frumos! Vai, împărăteasa! Ce frumos! Și luna! Da! Și moartea ține secret, în primul rând ține secret o transformare teribilă prin care trec acum. Vor să înceapă o nouă lume, da? Vor să se vindece. Dar analizează cum să înceapă. Patru de spade, eroul sau zero sau Merlin, ia uite, Merlin, pisicuța mea unde o fi, da? Regele de spirale și temperanța încearcă să-și tempereze, iar încearcă să-și tempereze pasiunea. Pentru că știu că trebuie să manifeste ceva nou cu voi, să o ia de la zero. Și trebuie să fie înțelepți cu patru de spade, să aibă grijă să nu lase nici prea multe inimi frânte, nici
voi să nu fiți dezamăgiți, nici ei să nu regrete dacă nu au făcut pasul, da? Da? Pentru că vor să înceapă o nouă lume. În 2021 cred că veți fi împreună. Psihicul lor se transformă în această tăcere, prin această energie lunară, feminină, da? Dacă sunteți femei, îi transformați. Există și o energie maternă care se chiar în ei, care se reactualizează în preajma voastră, chiar dacă sunt regine de spade sau regi de spade, am zis, în preajma voastră, acești oameni nu mai sunt doar rațiune. Pentru că am spus de multe ori, semnele de aer pot să fie sensibile, depinde unde au luna și Venusul, da? Ce vor să mai spună? Că le aduceți bucurie, trei de cupe. Că vor să înceapă, le-ați schimbat viața, energia voastră divină, da? Reactualizează bărbatul divin din ei. Soarele, da? Și luna. Sau apa și focul. Sunteți divină. În ochii lor sunteți divină. Doamnelor, sunteți divine. Repet, ca să vă intre în cap. Le-ați schimbat viața? Și pentru mine, roată, ea, roată, faetonul, își doresc să vină înspre voi și să ofere dragostea pe care ați oferit-o și voi. Nu doar pasiune, dar și dragoste. Pentru că ia uite ce vor. Deci emoțiile încep să vină. Deci emoțiile de la voi, dacă voi sunteți aici cu energie și cred că așa sunteți, cred eu, cu energia aceasta feminină, lunară, emoțiile dinspre voi vin în dimensiunea lor. Vedeți cum curge apa? Iese dintr-o dimensiune și intră într-alta. De-aia a zis, regina de spade și de cupe, cred că există telepatie între voi. Acum, interesant că apare roata norocului și este 10. Cred că totuși în octombrie veți avea parte de această discuție și de această împărtășire. Ah, ce frumos! Vedeți? Două flăcări, flăcări gemene. E o nouă dragoste. Este timpul, ia uite, timpul, această nouă dragoste. E timpul să fie trăită și să fie manifestată într-un mod divin. L-a împărtășit într-un mod divin. Vai, ce frumos! Spuneți-mi, spuneți-mi că e adevărat. Ha. Alt mesaj de la ei pentru voi. Vezi, vor să construiască. Vor să-și facă curaj, vor să-i învingă pe cei care îi apasă, le stau în cale. Încearcă să-i domine, eventual. Voi știți? Încă un mesaj. Vai, ce frumos! Uniunea inimilor, nu-i așa, flăcări gemene? 28, scuze! 28, 2 și cu 1. 2 și cu 8, 1, da? Transformare împreună. Inițiere. Vai, ce frumos, ce frumos! Dar, deocamdată, trebuie să încetinească lucrurile, pentru că sunt niște lucruri ascunse. Degeaba a apărut și luna. Onestitate, cinstea, pardon, este esențială. Au niște măști din cauza, eventual, geloziei cuiva, a fricii de emoții, scuzați-mă. Dacă ați ascultat etalarea de ieri, poate unii ați ales numărul 3 și acolo se spunea slow down. V-am scris sub video, da? Încetiniți un pic și lăsați lucrurile să se așeze. Eventual, voi relaxați-vă un pic, pentru că ei mai au niște lucruri de aranjat, eventual. Această luptă cu puterea. Într-o formă sau alta. Eventual, încercați să manifestați cu gândul întâlnirea cu ei. Da? Să aveți încredere că se vor depăși sau se vor da jos măștile și se va împărtăși potențialul, întâlnirea dintre voi doi, flăcările gemene, da? Mai, mai, mai. E un labirint prin care trece cel puțin acest personaj, dacă nu și voi. Dacă nu și voi. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Foarte frumoase mesajele. Zic eu, sper că v-a plăcut și sper că găsiți în aceste etalări ce rezonează cu voi. Dar eu îmi doresc să vă întâlniți.
Ia uite, ce vă să spună că dragostea pentru voi este ceva ce nu pot explica. N-au trăit în viața lor această dragoste. Nu întâmplător ați ales și voi, soarele, cei doi, da? Ce, eu ador lucrarea aceasta, una dintre lucrările care îmi plac și mie, mai mult decât, da? Și cei doi se contopesc. Iar, interesant, și aici e un săru și aici un săru, da? Și lumină. Creșteți împreună, da? Creșteți împreună și, în primul rând, femeia divină, v-am zis, îl reactualizează, îl schimbă, roata norocului schimbă, întâlnire de destin. Ce alt mesaj ar vrea să vă transmită numărul 3? Uf! Ce vrea să spună? Dacă ai ști ce simt cu adevărat, și nu ceea ce arăt, cam așa ceva aș traduce, da? Adică, arăt una și simt alta. Simt foarte profund, dar arăt mai puțin. Interesant, nu? Dăm un pic de timp. Vor să-și mai facă niște, să se mai îmbunătățească. Nu se simt suficient de buni pentru voi. Interesant. Și nu că musa e nor avea bani sau ceva din vibrația voastră, dacă sunteți femei divine, ce înseamnă că sunteți femei divine? Lucrați către creșterea voastră spirituală de ceva timp, da? Și ați intrat pe această energie. Și atunci vibrația voastră este altfel. Chiar dacă sunt oameni de succes, ei pot să simtă că voi aveți altceva, da? Și atunci, cât ar fi de succes, voi având acel divin actualizat în voi, să-i face să se simtă prea pământeni, prea simpli, prea banali. Și aici mai au ei ceva de lucru. Poate acest trei de monede să însemne și lucru cu ei, cum am zis mai devreme. Am zis mai devreme, parcă, nu? Că vor să lucreze la o nouă versiune a sa. A lor, pardon. Încă un mesaj. Pentru numărul 3. De la persoanele dragi, cei la care v-ați gândit. Oricum, împreună, simțiți că sunteți fericiți ce poate fi soarele, nu? Voi de ce ați ales? Au probleme cu da, este greu pentru mine să mă deschid. Încearcă mai mult, adică ai răbdare, încearcă mai mult. Chiar acum se gândesc la voi. I'm thinking about you right now. Vai, ce frumos! Da, le este greu să se deschidă. Aveți răbdare, încearcă mai mult, te rog frumos, așa spune. Dar, ce mai spune? You cracked me up. I-ați făcut să renunțe la vechiul, da? Vechiul eu și să lucreze noul eu. Ceva se sparge în ei, se crapă, da? Devii mai vulnerabil. Lumina pătrunde. Sunt cam nebun după voi. Sunt nebun. Insane, crazy, new, mad. Shock in love. Sunt trăsniți în dragoste. Ce frumos! Îmi place! Încă un mesaj. Încă un mesaj pentru... Măi, dar ce pică pe jos! Da, nu se simte. I don't feel good enough for you. E a doua oară când apare. Nu se simt suficient de bun. Din ce motive? Veți afla în timp, eventual. Mai dăm o carte. Uite și asta. Le-a spus niște cuvinte și speciale și acele cuvinte au rămas în Your words keep ringing in my head. Au rămas în mintea lor și se tot gândesc, răsună cuvinte, poate sunt scrise, poate sunt spuse. Încă un mesaj și gata. Eu zic că v-a plăcut, da? Încă un mesaj pentru numărul 3. Ah, ce-mi place că o să vă întâlniți, o să vă îmbrățișați, o să vă sărutați, clar. Asta vrea să transmită, că sunt hotărât, sunt decis, cu faetonul este foarte, arcană majoră, sunt foarte deciși. Se gândesc să vă fac o ofertă. Oferta asta veți vedea ce o fi, da? Oferta asta. Dacă sunteți un pic certați, vor să faceți, să vă împăcați, să faceți pace, da? Sunt electrizați de voi. Și ce mai spun? You are the one for me. Ești persoana aceea specială pentru mine. Ha-ha, drăguț, îmi place. Sper că v-a plăcut și vouă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!